stingeți lumina. Când iese pe munte. Dacă ne stingeți lumina, iese scandal. Să știți ce vă facem cu asta. Da. Spre camere, spre camere. O comentez că n-a fost ratul acestui, care este la baza acestui dosar. Eu sunt jurist și atunci când pun concluzii, mai ales într-o asemenea procedură, mă limitez strict la condițiile pe care legea le prevede privind. A spus că Aspazia Dronuc nu e credibilă. De ce? Că denunțătorul nu e credibil. Este foarte clar că este credibilă această persoană. De ce? Din două considerente. Unul, pentru că este o persoană implicată, este credibilă o persoană care nu este implicată, care apare într-un proces, mai ales într-un proces penal, fără absolut niciun interes, ceea ce nu este cazul, pentru că are însăși calitate de învinici, de aceea însuși legiuitorul condiționează valoarea probantă a unei asemenea declarații de măsura în care se coroborează cu alte mijloace de probă. Ori până în prezent nu a fost prezentat niciun mijloc de probă cu care se coroborează această declarație. Și în al doilea rând, nu este credibilă pentru că declarația pe care a dat-o este foarte limpede în schimbul clemenței de care a beneficiat în fața procurorului în raport cu celelalte persoane învinuite și unele chiar inculpate, întrucât față de această persoană nu a fost luată nicio măsură preventivă și atunci este foarte limpede că este dispusă să dea orice declarație. Se pomenește numele premierului Emil Boc în interceptări. În ce context? Nu am întâlnit. Mai jos pe unul. Numele premierului. Maestre, primarul apostol este nevinovat sau procurorii n-au reușit să dovedească vinovăția? Nu, eu vreau să spun că nu există probe, că nu există indicii tehnice. Deci procurorii n-au dovedit acuzația? Vinovăția nu se discută în acest moment. Se va vedea, pentru că este un proces penal care este în curs de desfășurare și la finalul acestuia se va stabili dacă este vinovat sau nu. Doar o instanță poate stabili. Dar interceptările, acele contracte încheiate de soție, alea nu sunt probe? Contractele încheiate de soție sunt contracte de asistență juridică. Și nu sunt probe că ar fi putut să ia mită prin intermediul doamnei? Ce probe? Contracte care atestă o activitate juridică, experță, consultanță. S-a demonstrat că ele nu au fost încheiate doar cu persoane juridice care se află în raportul cu primăria astfel cum s-a susținut, ci și cu persoane fizice, numeroase, și chiar cu persoane juridice care au înțeles. Că nu exista activitate juridică. Că erau doar niște contracte fictive care durau 2-3 minute. Este o afirmație care nu este verificată. Microfoanele mai jos. În cazia pregăriției domiciliare s-a ridicat un calculator care era utilizat de cabinetul avocațial, în care și în legătură cu telefoanele mobile, cu siguranță se vor găsi consemnate și activități specifice de avocat. Procurorii se va vedea. Ce a susținut domnul Interceptat mai multe telefoane mobile, primarul spunea că folosește doar 4. Adică au fost interceptate doar două. Și două soția. Este necesar să se verifice. Procurorul va stabili la urmăririi penale dacă acestea au fost folosite și la alte scopuri și când s-a folosit, se poate verifica. Dar de ce primează foarte simplu. În acest moment sunt doar simple afirmații care nu sunt în măsură să conducă la o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea. V-a explicat clientul dumneavoastră până la urmă de ce a cumpărat atâtea telefoane mobile noi de la promoție? Ați auzit. S-a dat o declarație. Dar profesor, știți de ce este? Mi se pare rațional, nu pare plausibil. Era esențială audierea lui. Și este vorba de o faptă penală. Utilizarea telefonului. A fost esențială audierea lui Ivan, șeful de la RATUC? Era fundamentală. Chiar pentru întocmirea propunerii de luarea măsurii arestării. De ce credeți că nu s-a făcut? Pentru că se pretinde că ajutorul ar fi fost dat tocmai în acest mod pe care îl cunoașteți, în sensul că i-a fi făcut cunoștință cu Liviniac, directorul Stratocului. Deși a face cunoștință cu o persoană, unei alte persoane,
după cât de cudos că nu are nicio legătură cu dreptul penal. Dar ce credeți? Trecând peste această chestiune, este surprinzător că acesta nu a fost audiat. De ce credeți că îi se spune primarului de Cluj-Napoca 50-50? Se vorbește că ar fi un dosar politic la Cluj. Sunteți de la Cluj, domn profesor. Ce ați auzit? Nu am auzit. V-a spus clientul dumneavoastră nicio faptul că acest dosar ar legat de, o legat de politică? Care s-a construit acest dosar. Ceea ce pot să vă spun este că nu există niciun semen juridic. V-a spus clientul dumneavoastră legat de faptul că acest dosar ar fi de fapt o răfuială politică? Ați discutat despre acest lucru? A adus în discuție această poziție? Evident, nu am discutat, pentru că nu formează obiectul asistență juridică. Am discutat doar despre probe și indicii teoretice. Evident că sumele pe care le plătește primăria pentru curățat primăria este în jur de 200 de ron pe lună plătită în fiecare lună. Deci asta era chestia. Deci este evident că e absurd. Deci ca și dumneavoastră, dacă aveți contract, aveți un contract normal, plătiți 50 de lei pe lună. Acela este contractul despre care e vorba. Acest contract a fost depus din primul moment la dosarul cauzei. Este menționat, înregistrat, are și un număr dedicat 5515A și este contractul de salubrizare, adică de curățenie. Contractul în baza căruia societatea pe care o administrează clientul nostru transporta gunoiul de la sediul primăriei sau de la piețele unde aveau obligația să facă. Valorile sunt, cum să zic, modice. Câți bani plătiți și dumneavoastră ca să vă transportă 15 lei metru cub? Care este dar acest contract a fost criticat și catalogat de contractul cheie, în baza căruia s-a oferit mine. Nu fac nicio referire în tot dosarul și noi am fost stupefiați când am văzut acest lucru. Este acest contract de salubrizare și chiar a fost și o confuzie în timpul susținerii de către procuror la catalogat ca fiind contract de salubrizare și instanța a tras atenția, nu este cumva contract de delegare. A, da, mă scuzați, e contractul de delegare. Însă acest contract despre care se face vorbire și care este menționat în încheierea penală este contractul în baza căruia societatea respectivă transporta gunoi. Iar valorile de un an jumate, toate facturile însumate, de la data încheierii contractului și până astăzi, sunt 10.000 de euro plus 1.000, 11.000 de euro în total. Într-un an jumate, nu ar fi câștigat. Atât am casat. Facturate. Facturate primăriei. Sunt sumele facturate primăriei pentru serviciul de curățat primăria și piețele. Pentru, probabil că este aceeași sumă și pentru firma concurentă. Deci este același lucru. Este o chestie relativ simplă. Este o eroare gravă a organelor de anchetă, după părerea mea, care poate fi catalogată ori ca fiind superficial tratată, ori n-au cercetat cu atenție și s-au grăbit să ia repede actele care le-au găsit la sediul primăriei, ori au făcut o confuzie grosolană de la bun început. Altfel nu pot să-mi explic. Ați pomenit în sala de judecată, unul dintre dumneavoastră, nu pot reține exact cine, că într-o discuție dintre Stoia și Bujor, dintr-o transcriere a unei interceptări dintre cei doi, lipsește un pasaj în care este pomenit numele premierului Emil Boc. Puteți să ne redați și nouă pasajul? Colegul meu a susținut și care este relevanța? Toate concluziile sunt în sală, deci le-am spus în sală, deci nu vreau doresc să fac proces media și să critic probele instant, probe judecătorilor sau procurorilor în public. Lucrurile sunt simple, am făcut o singură observație. Practic era aceeași înregistrare care apărea în două maniere, de o manieră diferită. Deci era transcrisă diferit. Ori așa ceva este imposibil logic. Ori era tăiată, ori una, ori alta era tăiată. Și se pomenește numele premierului? Sunt în dosar, practic, aceeași înregistrare este transcrisă de două ori. Judecătorul face referire doar la cea pe care o știți și dumneavoastră. Iar cealaltă mai are mai multe pasaje. Eu nu vreau să fac comentarii acum pe aceste înregistrări, pentru că întotdeauna, în momentul în care audiez înregistrarea de adevăratele, respectiv cu urechile tale, mai constat și alte lucruri. Și acum este prematur să analizez eu modul de transcriere când nu am văzut. Ați văzut numele premierului acolo? Deci, Emil Boc? În această chestiune nu vreau să fac nicio precizare legată de... Între cine era discuția? Deci era discuția între clientul meu și o altă persoană. Și Bujor. Și Bujor, cine nu-l cunosc și... Este cumva discuția despre fondul de rezervă al guvernului? Este o naivitate să credeți că acea discuție a fost reală. Este o naivitate și consider o naivitate atât din partea procurorului cât și a judecătorului de fond. Nu pot să cred că acea discuție a fost, de fapt, cadoul pe care l-a oferit presei și ca să oferă un motiv de arestare cât de cât credibil. Acea discuție, din punctul meu de vedere, cât și a clientului meu, este o naivitate.
Nu are din nicio partea lui să din partea așa lui, ceva, corect, este o naivitate și a fost din o singură discuție, nu este coroată cu niciun alt mijloc de probă, este o interceptare. Da, dar este cercetat pentru lor, pentru dare de mită, nu pentru trafic de influență. Vedeți că suntem exact acolo unde am dorit noi să ajungem. Nu îl cercetează, îl cercetează pentru altceva și pentru ce îl cercetează nu pot dovedi. În acest moment primarul e pe drum spre Cluj-Napoca, se întoarce. Din punct de vedere procesual, așa se întâmplă, e procedură standard, la că este transferat locul de deținere spre Cluj. Și dacă pe drum instanța se pronunță în favoarea lui, polițiștii îl vor lăsa pe stradă? Va fi o soluție interesantă, probabil că o să-i fac un serviciu în sensul ăsta să-l transporte până la primul loc, ori până la primul avion sau dacă nu o duc până la Cluj. Are bani la el? Sigur, găsească câteva bani pentru așa ceva dacă nu i-am promos. De la prieteni, de la prieteni și nu numele, să fie nicio acuzație de luare de mită într-o astfel de situație. Mulțumesc, vă rog numele, pentru că nu vă numele numele sunt de la București. Sergiu Bogdan, sunt și nevastă. Da, da, da. Vă mulțumesc foarte mult.